Un bărbat din Timiș a fost prins și reținut pentru delapidare după ce a furat de mai multe ori pietriș de la firma la care lucra. Polițiștii l-au prins în flagrant în localitatea Colonia Mică pe bărbatul de 50 de ani, în timp ce ar fi descărcat pietriș din remorca unei autoutilitare. În fapt, la data de 16 septembrie 2024, polițiștii au depistat în flagrant delict în localitatea Colonia Mică un bărbat de 50 de ani, în timp ce ar fi descărcat pietriș din remorca unei autoutilitare. Totodată, în urma probatorului administrat în cauză, a rezultat faptul că bărbatul ar mai fi săvârșit astfel de fapte 5 acte materiale, fiind angajat al unei societăți comerciale, transmit reprezentanții IPJ Timiș.